Deci în noaptea de 19-7-2013, în jurul orei 1, poliția a deja a fost sesizată de către un cetățean din localitatea Miteu Gherii despre faptul că în zona benzinăriei MOL din Dej a fost agresată de către un șofer de tir și s-a cauzat unele leziuni grave. La fața locului s-a deplasat o echipă de la poliție, s-a constatat că, într-adevăr, acest bărbat este bătut, are niște fracturi, a fost transportat de urgență la o clinică din Cluj-Napoca, cu multiple fracturi, atât de picior cât și de membrele superioare. Ulterior, în urma anchetei desfășurate, a rezultat faptul că victima a venit cu un tir de ocazie din localitatea Cluj-Napoca, în municipiul Dej, ajuns în Dej, victima i-a propus șoferului să întrețină relații sexuale contra sumei de 40 de lei. Lucru acceptat de către conducătorul auto, au întreținut relații sexuale orale și anale, iar ulterior, conducătorul auto și-a dat seama că, de fapt, a întreținut relații sexuale cu un bărbat. Datorită acestui fapt, s-a enervat foarte tare și a aplicat acele lovituri victimei, luându-i totodată cei 40 de lei înapoi și telefonul mobil. În momentul de față, autorul este cercetat în stare de reținere pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, urmând a fi propus judecătorului Dăjcu pentru arestare preventivă.